Bună, Cristina, ce faci? Bună, Andrei, bine. Mă bucur că e o zi absolut fantastică. Uite, Cristina, mă gândeam că mai am așa puțin timp liber eu uneori seara după radio și parcă mi-aș face un nou CV. Cum arată un CV bun? Glumesc dacă mă aud colegii mei de la radio. I'm still here, babies. Pentru toți cei care ne ascultă, dă-ne câteva sfaturi. Cum arată un CV bun? Andrei, foarte bună întrebarea asta. Și din punctul meu de vedere, un CV este un act de publicitate. Și cum mergi tu pe stradă și vezi o grămadă de bannere publicitare, dar sunt doar câteva care îți atrag atenția, la fel de este și CV-ul tău. Wow. Este un CV printre multe, multe altele. Și ai nevoie să faci ceva care, în primul rând, să te reprezinte pe tine și experiența ta profesională, dar, în afară de asta, ai nevoie să atragi atenția. Și atunci aș merge pe de-o parte pe un template bun, un model de CV. Găsești oriunde pe internet, dacă vrei, pot să-ți dau și eu diverse nume de aplicații pe care-ți convinsă că le știi și tu și colegii tăi, dacă vor și colegii tăi să-și facă un CV și ei. Odată ce ai acest template ales, un template care te reprezintă pe tine, apoi ai nevoie să ai o structură bună. Structură bună înseamnă că nu ai nevoie să umpli acel template cu foarte mult text. Este foarte important să ai spațiu în CV-ul tău, astfel încât spațiul respectiv să atragă atenția asupra ceea ce tu ai scris. Și asta înseamnă că ai nevoie să fii concis în momentul în care îți formulezi CV-ul și să ai o structură bună. Deci pe asta aș merge, pe un template care să te reprezinte și care să iasă în evidență față de celelalte CV-uri și apoi cu o structură bună. Mulțumesc mult, Cristina, și pentru cei care ne aud acum, trebuie să știți că Cristina este un fel de noua mea colegă de joi, este membru activ aici în Job Hunter. Cristina o să vină în fiecare săptămână cu sfaturi despre cum să-ți faci un CV, despre cum să fii un good professional worker, să zic așa. Mai am o grămadă de întrebări pentru tine, Cristina, dar revin cu ele și ne auzim soon la Job Hunter, da? Abia aștept să ne auzim săptămâna viitoare la Job Hunter. Până atunci mă găsești pe cristinanacșu.ro. Sunt Cristina Nacșu și te provoc să-ți fie bine.